Valea Cernei, arteră hidrografică montană situată în sud-vestul țării, la granița dintre două provincii istorice surori, Oltenia și Banat, rămâne și astăzi un ținut de taină și vis, unicat în peisajul României prin patrimoniul natural și cultural de care dispune. Cerna își adună izvoarele dintr-un tărâm de baz, dintre munții Godeanu, Retezat și Vulcan, iar după un parcurs de peste 60 de kilometri, râul se varsă în lacul de la Porțile de Fier, în dreptul localității Orșova. Vom începe călătoria de-a lungul râului de aici, de la intrarea lui cu Dunărea, la sporirea volumului de apă acumulat în spatele barajului hidrocentralei Porțile de Fier, aducându-și modesta contribuție și Cerna, râu de munte, nu numai prin obârșie, dar și prin cea mai mare parte a cursului său. Este un traseu pe care merită să-l străbați pe jos, măcar o dată în viață, pentru a asculta legendele locurilor și a te putea bucura de măreția naturii din munții printre care se strecoară râul. Dacă drumul te cere și te hotărăști să pleci, călătorule, umblă mai ales pe sus, peste cele două culmi separate de firul de apă, culmea munților Mehedinți și cea a munților Cernei, iar din când în când te lasă printre uriași pereți de calcar până la o apă ce se aruncă iute în cascade. Numai așa vei cunoaște adevărata Cernă, cu pasul și nu pe asfaltul șoselei, care însoțește valea și nici din confortul automobilului, de care cu greu te desparți. Un pelerin a găsit odată un nume frumos fiecărui masiv din Carpați. Munții Cernei erau munții florilor, munți fierbinți. Adevărat a grăit. Niciun alt munte de la noi nu se poate lăuda cu atâtea flori sălbatice și nici cu atâtea specii de fluturi câte sunt în munții Cernei. Iar fierbințeala zilelor din sud este puternic reflectată de imenși pereți de calcar, de o parte și de alta a apei. Unicitatea Văii Cernei constă într-o combinație inedită formată din elementele biodiversității, flora și fauna, în mare parte specifice regiunilor sud-europene, împreună cu elementele geodiversității, un relief karstic cu forme de suprafață și adâncime unice în țară, prin diversitate, dimensiune și bogăție. Flora și fauna sudică conțin elemente est-balcanice, ilirice și mediteraneene. Pentru flora regiunii, specia emblematică prezentă pe stâncăriile de calcar este pinul negru de Banat, Pinus nigra subspecia banatica, un endemism sudcarpatic. Subspecia endemică are un areal restrâns în sud-vestul României, în afară de Valea Cernei, fiind întâlnită numai în munții Vulcan și munții Almăjului. Alături de pinul negru, în stratul arborescent, sunt prezente puține specii de foioase, cărpinița, alunul turcesc, moșdreanul sau teiul. Fagul este foarte bine reprezentat la limita inferioară a habitatului de pin, pădurile constituind făgete pure cu o vitalitate remarcabilă. La baza Glacisului avem pădure de fag, pădure bătrână de fag, putem să spunem, este pădure naturală, pluriană, adică arborii au vârste diferite, este parc național, nu se exploatează din punct de vedere forestier această resursă. De aceea avem fagul la 100-120 de ani vârstă, dar pădurea este pluriană, cum spuneam, diverse vârste.
Mozaicul vegetației este mult mai evident acolo unde pinul negru se dezvoltă printre stânci, acesta alternând cu șibleacuri și comunități de plante pe stâncării calcaroase. Șibleacul, formațiune arbustivă de nuanță sud-europeană, are în compunere specii termofile care domină această comunitate de plante: liliacul, moșdreanul și scumpia. Mai sus, spuneam, avem pinul negru, pinul negru de Banat, întâlnit pe stâncărie, pe calcarele, mai ales aici, în marele abrupt al munților Mehedinți, și de asemenea o formațiune vegetală, o asociație sudică, o combinație între moșdrean, liliac, scumpie, alun turcesc, care este o formațiune sudică și se numește șibleac. În întreg bazinul Cernei au fost inventariate un număr de 1562 de specii floristice. În cadrul faunei se găsesc de asemenea numeroase specii de proveniență sudică. Cu cele 1463 de specii de fluturi prezente, Valea Cernei este considerată cel mai bogat areal în lepidoptere, ordinul fluturilor, de pe teritoriul României. Reptilele sunt reprezentate prin specii vulnerabile, între care vipera cu corn, vipera amodites, care preferă biotopurile calcaroase de aici. În peșterile din zonă apar specii de scorpioni și 21 de specii de lilieci, toate ocrotite de lege. La acest tablou al cadrului natural se adaugă valoarea culturală, asociată patrimoniului natural, reprezentată de comunitățile umane risipite prin munții Cernei, cu modul lor tradițional de existență și cu misterul legendelor și întâmplărilor povestite în șoaptă celor care au reușit să le câștige încrederea. Pentru faptul că flora, fauna, relieful și habitatele naturale prezintă un interes deosebit din punct de vedere științific, educativ și recreativ, întreg bazinul hidrografic al Văii Cernei a fost desemnat ca parc național. Cu o suprafață de 60.100 de hectare, Parcul Național Domogled, Valea Cernei, este cel mai mare dintre cele 13 parcuri naționale ale României, această categorie de arii protejate fiind emblema protecției naturii în orice stat al lumii. După aderarea României la Uniunea Europeană, țara noastră a adoptat directivele europene în domeniul protecției naturii, directive care au pus bazele unei rețele de arii protejate numită Rețeaua Ecologică Europeană Natura 2000. Din această rețea fac parte siturile de interes comunitar, ariile de protecție specială, avifaunistică și ariile de conservare specială. În baza acestor considerente, Parcul Național Domogled, Valea Cernei, a fost propus să facă parte din rețeaua Natura 2000 ca sit de interes comunitar și arie de conservare specială avifaunistică. Situl de interes comunitar Domogled Valea Cernei a fost desemnat în urma implementării Directivei Habitate, iar pe teritoriul său au fost inventariate și evaluate un număr de 25 de habitate de interes comunitar, dintre care 8 sunt habitate prioritare periclitate. Aria de conservare specială avifaunistică Domogled Valea Cernei a fost desemnată în urma implementării Directivei Păsări, directivă care include o listă a speciilor de păsări de interes comunitar care fac obiectul protecției. Dintre acestea, pe teritoriul sitului Domogled Valea Cernei, au fost identificate un număr de 19 specii de păsări de interes comunitar. Taxonii amenințați la nivel comunitar, cum sunt acvila de munte, șoimul călător, ciocănitoarea cu spate alb, ciocănitoarea neagră, muscarul gulerat, sfânciocul roșiatic.
Bazinul hidrografic al Cernei poate fi împărțit în trei sectoare, fiecare cu trăsături specifice care dau peisajului o fizionomie distinctă. În sectorul inferior, până la vârful lui Stan, se dezvoltă cea mai mare parte a reliefului karstic din bazin, rocile carbonatice care apar la suprafață, fiind suport pentru un relief reprezentat de chei impunătoare, văi suspendate, văi seci, doline și uvale, câmpuri de lapiezuri, abrupturi calcaroase de mari dimensiuni. Este relieful karstic de suprafață, numit și exocarst. La fizionomia grandioasă a acestui relief nu a contribuit doar apa, care își caută drum prin orice fisură a rocii, ci și forțele interne ale pământului, tectonica, care a dislocat masele și a generat de-a lungul văii Cernei un culoar tectonic marcat de falii și de un impunător abrupt pe partea stângă a Cernei în munții Mehedinți. Suntem pe partea munților Mehedinți. Cum știm, Valea Cernei este limita morfologică între munții Mehedinți și munții Cernei. Am urcat pe partea dreaptă, versantul stâng al Cernei, în munții Mehedinți. Suntem pe glacisul de la baza abruptului, marele abrupt al munților Mehedinți. Glacisul, o formă de relief în geomorfologie, o cunoaștem, o formă de relief erozivo-acumulativă. Aceste forțe uriașe au pregătit terenul pentru geneza unui relief karstic unic în care apa a desăvârșit opera, creând forme de mari dimensiuni, la care ne vom opri și pe care le vom admira în călătoria noastră. Valea Cernei în amonte de stațiunea Băile Herculane reprezintă limita morfologică dintre munții Mehedinți de munții Cernei. În acești munți, de o parte și de alta a Cernei, există foarte multe așezări de mici dimensiuni, cătune aruncate de istorie în cele mai îndepărtate cotloane ale muntelui, departe de lumea dezlănțuită. Ele aparțin comunelor din vale, situate în trei județe vecine, Caraș-Severin, Mehedinți și Gorj. În bazinul inferior al Cernei, pe versantul drept, locuiesc bănățenii, iar pe versantul stâng locuiesc oltenii. Îi deosebesc portul, obiceiurile, arhitectura caselor, îi apropie și îi unește asprimea muntelui în mijlocul căruia viețuiesc. I-a separat un timp vremelnic istoria, prin Valea Cernei trecând și vechea graniță a monarhiei austro-ungare. Și astăzi există urme ale potecii grănicerești care însoțește apa Cernei, numită de localnici Patraula, iar bătrânii vorbesc de locuri ascunse în inima muntelui, numai de ei știute, pe unde localnici treceau cu produsele dintr-o parte în alta pentru a scăpa de patrula grănicerilor. Și tot singurătatea acestor locuri se spune că a ferit fugarii și haiducii de urmăritorii lor, iar peșterile care abundă pe Valea Cernei ar ascunde multe comori și arme rămase de la aceștia. Cătunele risipite pe versantul drept al Cernei, în munții cu același nume, aparțin comunei bănățene Cornereva, comună care, cu cele 40 de sate și cătune ale sale, reprezintă cea mai mare comună din țară după numărul unităților componente. La ultimul recensământ a ieșit că prin cotloanele acestor munți trăiesc 250 de suflete risipite în 8 cătune. Populația a scăzut în timp, școlile s-au închis, iar majoritatea copiilor au coborât în vale pentru o viață mai bună. Bătrânii au rămas legați de gospodăriile lor agățate pe pieptul muntelui și se bucură de fiecare nou venit care le calcă pragul. Urcușul până la aceste cătune este lung și anevoios, iar deseori trebuie să te lipești de stâncă sau să te cațeri pe o scară pentru a reuși să treci mai departe. Ajuns acolo sus, găsești o lume aparte, uitată de timp. Oameni puțini și simpli, care își muncesc palma de pământ
moștenită din tată în fiu, cu plugul tras de boi. Își obțin dulceața bucatelor de la mierea ce se adună în stupi, din fânețele bogate în flori multicolore. Iar făina de porumb, cum spun ei mălaiului, o obțin în mor de apă, care funcționează și azi pe văile Țesnei, ale Prisăcinei, ale Bedinei sau Râmnuței. De partea cealaltă a apei, pe versantul stâng al Cernei, îi găsim pe olteni. Ei au rostul mult mai legat de satele de jos, Podeni, Cireșu, Prejna, Costești, Izverna, sate situate în podișul Mehedinți. Locuințele din munte sunt mai mult niște colibe înconjurate de fânețe și grădini de legume. Toamna târziu coboară în sat și revin primăvara următoare cu animalele la stânele de deasupra acestor sălașe. Vom urca în amonte pe Valea Cernei și ne vom opri la câteva dintre obiectivele reprezentative ale Parcului Național. Ne va fi greu să alegem și trebuie să fim conștienți că o singură călătorie și nici măcar două sau trei nu ne pot dezvălui toate frumusețile zonei. Este nevoie de multă trudă pentru a cunoaște îndeaproape aceste frumuseți, dar efortul va fi răsplătit din plin. În împrejurimile orașului Băile Herculane, pe versantul stâng al Cernei, se află muntele Domogled, cu abrupturile de deasupra stațiunii turistice, întrerupte de sectoare de chei și văi suspendate, cheile Pecinișcăi, cheile Feregar și cheile Jelerăului. Stațiunea turistică nu mai cunoaște gloria din trecut, glorie la care a fost martor arborele de Segoia, din parcul cu magnolii, exemplar care a depășit vârsta de 150 de ani. Între văile Feregar și Jelerău se ridică vârful Domogled, 1105 metri altitudine, munte pus sub ocrotirea legii încă din 1932. Pe partea opusă a văii, deasupra izvoarelor termale, versantul împădurit ascunde un relief de adâncime, endocarstul, format din grote, peșteri și avene. Găsim aici grota cu aburi, grota haiducilor și avenul lui Adam. Le putem vizita cu altă ocazie, dacă vom poposi pentru câteva zile în stațiunea căreia îi dorim să-și recapete strălucirea arhitectonică de altă dată. Din băi ne avântăm în amunte pe șoseaua care însoțește firul văii. După 5 km ajungem la barajul lacului Valea Cernei, Tierna, și urmăm șoseaua de contur pe malul acestuia până la kilometrul 10, unde este și coada lacului. Acumularea Valea Cernei deservește hidrocentrala de 18 MW amplasată sub baraj. La coada lacului, o punte ne permite să traversăm Cerna, care, după un parcurs zgomotos, își ia o clipă de odihnă în oglinda lacului pe care îl formează. Traversăm puntea și mergem pe o potecă marcată, care șerpuiește în urcuș, susținut până la cascada Vânturătoarea. Apa cade de la o înălțime de peste 30 de metri, iar poteca trece printre perete și firul cascadei. Este un exemplu de vale rămasă suspendată atunci când forțele interne ale pământului s-au dezlănțuit, înălțând și coborând într-un balans măsurat, în timp geologic, compartimente întregi din edificiul carpatic, generând de-a lungul Cernei un culoar tectonic. Apa nu a reușit să taie întregul pachet de calcare, procesele de carstificare fiind mai intense decât eroziunea în adâncime. Văile rămase suspendate pe marginea abruptului au format frumoase cascade de-a lungul Cernei. Astfel de cascade întâlnim nu numai aici, la Vânturătoarea, ci și pe Ogașul lui Roșeț, Țesna, Prisăcina, Drăstănic sau Râmnuța. Timp de parcurs pentru cascada Vânturătoarea, 2 ore și jumătate dus întors. După vizitarea cascadei Vânturătoarea, ne întoarcem la apa Cernei și ne continuăm drumul
până la kilometrul 12, unde o pensiune turistică ne întâmpină la Gura Țesnei, confluența Cernei cu afluentul său pe stânga, Țesna. De la Gura Țesnei urcăm susținut printr-o pădure seculară de fag, instalată pe glacisul de la baza marelui abrupt al munților Mehedinți până la umărul Țesnei. Mai sus începe etajarea vegetației spre etajul Molidului, pădure de amestec și etajul Molidului, care foarte frecvent îl găsim în munții Cernei, mai puțin aici în munții Mehedinți, pentru că vârful cel mai înalt este vârful lui Stan, la 1466 de metri. Nu lasă loc multor arborete de molid și brad, lucru pe care îl întâlnim pe versantul opus în munții Cernei. Suntem în fața cheilor Țesnei. Localnicii pronunță mai degrabă Țăsna, așa cum găsim și pe unele hărți. O dantelărie în piatră cu pereți verticali de sute de metri, guri de peșteră suspendate, săritori cu cascade și portaluri de mari dimensiuni. La capătul cheilor, Țesna intră într-un mic canion, iar poteca îl evită prin dreapta, pe deasupra unui portal, Gaura Fetei. Ajungem la moara de la Cascada Dracului, o cădere de apă de circa 7 metri. Moara de apă este funcțională și ajută localnicii să își macine porumbul cultivat în zonă. De la cascadă ajungem prin pădure la stână, unde o băciță Sadea, deloc din izverna Mehedinților, ne întâmpină cu bunătăți. După ce degustăm din fiecare produs, ne îndreptăm spre Poiana Țesnei, loc bine meritat de odihnă pentru drumeț și pășune bogată pentru oițele supravegheate atent de câțiva dulăi. De aici, o potecă ne poate conduce spre vârful Piatra Albă, 1335 de metri, spre culmea munților Mehedinți, iar o altă potecă ne poate scoate peste munte, din nou, la Băile Herculane, prin Poiana Balta Cerbului. Timpul de parcurs al cheilor Țesnei, 4 ore dus întors, fără să socotim degustarea de la stână. Ne întoarcem la Valea Cernei, iar la kilometrul 13 traversăm apa pe o punte și ne îndreptăm spre alt sector impunător al acestei zone, cheile Prisăcinei. La gura Prisăcinei întâlnim, învăluită în negura văii, o altă moară de apă. Râul fiind foarte mare în această perioadă, ne permite să mergem numai câteva sute de metri printre pereții care se avântă amețitor spre cer. Ne promitem că vom reveni spre sfârșitul verii, care va aduce ape mai mici, ce vor lăsa loc unei poteci să se strecoare pe lângă apă în sus până la cascada Prisăcinei. Față de alte râuri, atât Prisăcina cât și Țesna au avut puterea să se adâncească în stratele de calcar până la axul Cernei, sculptând cele mai lungi chei din zonă. Timpul de parcurs al cheilor Prisăcinei, o oră și jumătate dus întors. Ne continuăm drumul pe Valea Cernei în Amonte, iar la kilometrul 19 traversăm apa pe o nouă punte și ne îndreptăm spre cătunele de munte Scărișoara și Ineleț. Pentru a ajunge la casele risipite prin cotloanele muntelui, nu avem decât o variantă. Trebuie să urcăm niște scări de lemn agățate de localnici pe pereții de calcar ai muntelui. Ajungem într-un loc izolat, unde o mână de oameni au întemeiat cele două cătune, cu casele împrăștiate pe văi și tăpșane. Mai sunt 19 suflete care trăiesc în Scărișoara și 15 în Ineleț. Duminica și la sărbători, sătenii trebuie să urce la biserica satului,
situată pe o culme înaltă ce domina așezările și de unde se poate observa întregul abrupt al munților Mehedinți. Aici, în singurătatea muntelui, nu au fost niciodată mai mult de 70-80 de locuitori în fiecare din cătune, dar asprimea muntelui i-a făcut pe unii să coboare și să își găsească alt rost prin satele din vale sau la băi, în Herculane. Pentru a vedea încă o splendoare a reliefului karstic din Valea Cernei, trebuie să ne rezervăm o zi întreagă de drumeție spre culmea munților Mehedinți. Plecăm dimineața de vreme pe Valea Cernei, de la kilometrul 20. De aici urcăm pe Valea Tâmnei, inițial prin pădurea de fag presărată cu numeroase izvoare amenajate de localnici, apoi peste glacisul de la baza abruptului, pe care se află fânețe și culturi de porumb, iar în final, avântându-ne prin chei foarte înguste, pe o vale suspendată, numită de localnici Fuieroaga Tâmnei, zonă care oferă o amplă perspectivă asupra întregului bazin al Cernei. Ne îndreptăm astfel spre zona înaltă a munților Mehedinți, urmând să întâlnim forme karstice unice în peisajul românesc. Sunt dolinele și uvalele de mari dimensiuni, depresiuni karstice suspendate la 1000-1200 de metri altitudine absolută sub culmea munților. La geneza acestora a contribuit apa, care s-a infiltrat prin fisuri și a atacat calcarele, desăvârșind pe mijloc un culoar suspendat presărat cu doline. Localnicii numesc aceste doline crovuri. Putem spune că sunt cea mai interesantă formă de relief pe care o întâlnim în bazinul Cernei. Unicitatea reliefului karstic de aici, din bazinul Cernei, este dată în primul rând de aceste depresiuni karstice. Ele sunt depresiuni karstice de mari dimensiuni, cele mai mari din țară, suspendate undeva deasupra abruptului munților Mehedinți la 1100-1200 de metri altitudine. Față de firul văii, altitudinea relativă este de 4-500 de metri. La geneza acestor forme de relief a contribuit atât tectonica, pentru că avem aici un uluc depresionar, un talveg, în care s-a sculptat culoarul tectonic al Cernei. A lăsat abruptul munților Mehedinți, iar în spatele acestui abrupt s-au format aceste mari depresiuni. Sunt formate diaclazele, forme de relief care se suprapun faliilor și care au luat naștere printr-o decompresiune a rocilor. O mare parte a compartimentelor a mers spre culoarul tectonic și a lăsat un spațiu pe care apele l-au modelat ulterior pe aceste roci calcaroase. Astfel că acolo unde au apărut aceste diaclaze, litoclaze de mari dimensiuni, pe acest suport s-a suprapus acțiunea apei, coroziunea chimică și dizolvarea calcarelor și formarea unor depresiuni cu diametre de sute de metri, adâncimi 150-200 de metri. Diametrele au până la un kilometru. Cea mai mare dolină din bazinul Cernei și din România este Crovul Medvedului. Al doilea sector al Cernei, sectorul mijlociu, începe din dreptul vârfului lui Stan și ține până la barajul lacului de acumulare Valea lui Iovan. În acest sector se pot vizita localitatea Cerna Sat și rezervația naturală Cheile Corcoaiei, situate la 35 de kilometri de băile Herculane. Cerna Sat este un sătuc de munte din județul Gorj, unde ajungem după ce șoseaua trece alternativ în județele Mehedinți și Caraș-Severin. La capătul de sus al satului întâlnim un fenomen karstic remarcabil, care este și rezervație naturală, Cheile Corcoaiei. Cu o lungime de aproximativ 200 de metri, cheile sunt extrem de interesante prin formele karstice pe care le cuprind. Pereții sunt verticali și
au aproximativ 150 de metri înălțime, iar în patul albiei întâlnim marmite de mari dimensiuni. Deoarece procesul de adâncire a apei a avut loc cu întreruperi, în profilul cheilor se disting mai multe nivele etajate de marmite, alternând cu porțiuni de perete vertical. La 15 metri de firul apei, prin unirea marmitelor, a rezultat un nivel suspendat la înălțime, un semitunel care ne permite să înaintăm. În trecut, în amonte de chei, calcarele au fost exploatate, lăsând loc unei cariere de mari dimensiuni care modifică peisajul. La 45 de kilometri de băile Herculane, ajungem la barajul în spatele căruia cerna și afluenții ei au format lacul Valea lui Iovan. Numele îi vine de la personajul legendar Iovan Iorgovan, care s-a luptat cu un balaur urmărindu-l pe tot parcursul cernei până în Retezat, unde se găsește vârful care îi poartă numele, vârful Piatra Iorgovanului, 2084 de metri. În legende, voinicul Iorgovan este înlocuit uneori cu personajul Hercules, un semizeu, fiul lui Zeus și al frumoasei muritoare Elena, consemnat în mitologia romană ca patron al izvoarelor termale, simbol al echilibrului între forța fizică și cea spirituală. Voinicul luptă cu balaurul pe tot parcursul cernei, luându-și puterile din apele sacre de la Herculane. Apele din lacul Valea lui Iovan sunt trecute prin tunel, pe sub munți și uzinate la Valea Mare, în bazinul Motrului, iar cele ale Motrului trecute pe sub munți și uzinate la Tismana. S-a realizat astfel sistemul hidroenergetic Cerna-Motru-Tismana, cu o salbă de acumulări de apă și hidrocentrale și un sistem subteran de aducțiuni de mari dimensiuni. Mai sus de baraj începe ultimul sector al cernei. Șoseaua de contur a lacului are o lungime impresionantă, mai mult de 23 de kilometri până la coada lacului, acolo unde se află și izvorul cernei, format prin unirea cernișoarei cu apele ce vin din izbucul cernei, cel mai mare izvor karstic din România. Zona este presărată cu ciuceve, mici masive calcaroase, martori ai unei eroziuni diferențiate, similare geanțurilor de pe versantul opus, din munții Mehedinți. Mai sus, geologia rocilor se schimbă, cerna adunându-și izvoarele de sub munții Godeanu, Retezat și Vâlcan. La obârșiile văii, în munții Godeanu, avem forme de relief glaciar. Ne putem întoarce să mai răsfoim prin cotloanele ascunse ale cernei, necunoscute turistului superficial, sau ne putem îndrepta prin pasul Jiu-Cerna spre izvoarele Jiului și mai departe spre depresiunea Petroșani. De la baraj în sus, însă, drumul este nemodernizat, fiind nevoie de mașină de teren sau de picioare bine antrenate pentru a răzbate mai departe. Un proiect de modernizare a drumului a atras protestul fără precedent al organizațiilor ecologiste, care consideră amenințat ultimul peisaj forestier intact de la noi din țară, fauna și flora de excepție, îndeosebi fluturii și carnivorele mari din Carpați, specii ocrotite. Demersul este justificat dacă ne gândim că șoseaua tranzitează două din cele mai importante parcuri naționale ale României, Parcul Național Retezat și Parcul Național Domogled Valea Cernei. Depinde și de noi, dar în mod special de administrațiile locale și centrale, cum se va modifica în timp peisajul din Carpați. În orice proiect de amenajare din interiorul ariilor naturale protejate, atunci când sunt în pericol de a fi afectate peisaje naturale intacte, de o inestimabilă valoare științifică și estetică, locuri neatinse încă de mâna omului,
ar trebui să reflectăm mai atent la întrebarea filozofului: ce se pierde atunci când ceva se câștigă?